Occidentul este sceptic în ceea ce privește retragerea Rusiei din anumite regiuni ucrainene, a declarat președintele SUA, care s-a referit în special la zona Kievului. În același timp, Joe Biden l-a descris pe Vladimir Putin drept un om care s-a izolat de restul lumii și care și-ar fi pedepsit consilierii pentru eșecul din război. Rușii încearcă să se regrupeze, să se aprovizioneze și să-și consolideze ofensiva în regiunea Donbass, a declarat secretarul general al NATO. Între timp, Marea Britanie și aliații săi au convenit să trimită mai multe arme letale în Ucraina. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării din Londra, care a spus că este vorba despre artilerie cu rază lungă de acțiune, muniție, vehicule blindate și arme antiaeriene. Livetextul Digi24, ro, care a acoperit evenimentele din Ucraina, poate fi urmărit aici. Harta realizată pe 31 martie 2022 de Institutul pentru Studiul Războiului din Washington, care evidențiază situația de pe câmpul de luptă. În apropiere de Kiev încă se duc lupte între ruși și ucraineni. Profimedia Images deschide galeria foto. Belarus își pune teritoriul la dispoziția rușilor pentru amplasarea de rachete, acuză guvernul ucrainean. Actualizare 13.33. Guvernul Ucrainei a denunțat, vineri, faptul că teritoriul Belarusului este folosit de către Rusia pentru a amplasa și acumula sisteme de rachete, potrivit unor declarații făcute de ministrul adjunct al apărării de la Kiev, Hanna Maliar. Forțele ruse folosesc activ teritoriul Belarusului pentru a realiza acțiuni agresive împotriva Ucrainei, reamplasându-și sistemele de rachete în regiunea Homel, a declarat oficialul, într-o intervenție televizată, citată de agenția de știri Ukrinform, relatează EFE. Forțele inamice nu renunță la planurile lor de a captura total regiunile Donetsk și Lugansk, a declarat Maliar, referindu-se la cele două republici autoproclamate din estul Ucrainei, a cărei independență a fost recunoscută de Moscova înaintea declanșării invaziei asupra Ucrainei. Rusia livrează în continuare gaze spre Europa, în ciuda controverselor privind plata în ruble. Actualizare 13.00. Gazul rusesc este livrat în continuare în Europa, în ciuda termenului stabilit de președintele rus Vladimir Putin pentru rezilierea contractelor dacă clienții occidentali nu încep să plătească în ruble. Este cea mai puternică amenințare a Moscovei după sancțiunile impuse în urma invadării Ucrainei, relatează. Țările europene care importă cantități mari de gaze din Rusia nu cedează, însă. Germania susține că va continua să facă plățile în euro sau în dolari, iar Franța se declară pregătită pentru oprirea gazului rusesc. Robert Habeck, ministrul economiei din guvernul german, spune că aliații cu care a discutat sunt de părere că contractele existente trebuie respectate. El a adăugat că Rusia nu a trimis încă o factură și că Germania este pregătită pentru orice scenariu. Am putea să avem o situație în care de mâine nu vom mai avea deloc gaz rusesc. Depinde de noi să ne pregătim pentru orice scenariu, a ministrul francez, Bruno Le Maire, după discuții, la Berlin, cu omologul său german. Sergei Lavrov, Rusia apreciază răspunsul Indiei la criza din Ucraina. Actualizare 12.30. Ministrul de Externe al Rusiei a spus că apreciază felul în care India a răspuns față de criza din Ucraina, informează. Sergei Lavrov se află într-o vizită oficială în India unde, la câteva zile după ce a vizitat Beijingul, încearcă să obțină sprijinul celor două mari puteri asiatice în timp ce sancțiunile occidentale limitează tot mai mult opțiunile Moscovei de a-și menține economia pe linia de plutire. Apreciem faptul că India a abordat această situație în ansamblul faptelor și nu doar într-un mod unilateral, a spus Lavrov în primele sale declarații după ce a ajuns în India, în cadrul întâlnirii cu omologul său indian Subrahmanyam Jaishankar. Continuăm să implementăm proiecte în domeniul energiei, științei și tehnologiei, spațiului cosmic, industriei farmaceutice, a declarat Lavrov. Ucrainenii acuză că rușii au furat de la Cernobil computere, cafetiere, ceainice și furculițe. Actualizare 12.27. Ucrainenii acuză că înainte de a se retrage de la Cernobil, rușii au furat diverse obiecte mai mult sau mai puțin valoroase, cum ar fi computere, ceainice sau aparate de cafea. Au încărcat totul în mașini și au plecat, a susținut șeful Agenției de Stat Ucrainene pentru gestionarea zonei de excludere. Soldații ruși au luat cu ei o mulțime de lucruri, a spus șeful agenției, Yevhen Kramarenko, potrivit publicației Ukrainian Union. Au început să scoată obiecte de valoare și să le împacheteze.
Au furat lucruri mai mult sau mai puțin valoroase, computere, cafetiere, ibrice. Le-au încărcat în mașini și au plecat, a spus oficialul. Kramarenko a adăugat că invadatorii le-au interzis angajaților centralei nucleare să plece de la locurile de muncă. El a adăugat că angajații au mers cu mare atenție și frică în zonă, deoarece se tem de dispozitivele explozive pe care rușii le-ar fi putut amplasa. Ambasadorul SUA în Rusia: suntem în groapa Marianelor în ceea ce privește relațiile diplomatice dintre Washington și Moscova. Actualizare 12. 24. Invazia Ucrainei de către Rusia a făcut ca munca deja dificilă a lui John Sullivan ca ambasador al SUA la Moscova să fie și mai grea. Are de luptat cu amenințările Moscovei că va rupe relațiile cu Washingtonul și, în acest timp, trebuie să păstreze ambasada sa funcțională cu doar o zecime din personalul normal, relatează. A fost foarte rău în urmă cu 2 ani și jumătate, a spus Sullivan despre sosirea sa la Moscova în ianuarie 2020. Acum e și mai rău, spune el. Sullivan a povestit într-un interviu cum e să fi trimisul Washingtonului la Moscova pe timp de război, gendarmele furnizate de SUA ucid trupele țării sale gazdă, iar sancțiunile impuse de SUA și aliaților devastează economia Rusiei. Până acum, a spus el, întâlnirile sale cu oficialii Ministerului Rus de Externe nu au fost insultătoare sau ostile personal și nici nu a existat o reacție serioasă împotriva ambasadei. Situația de securitate de aici nu este cu mult diferită de cea de acum o lună sau acum 6 luni. Dar asta s-ar putea schimba într-un minut, a spus el. Sullivan se confruntă cu circumstanțe cu care niciun alt ambasador al SUA în Rusia nu s-a confruntat până acum, a spus John Herbst, fost ambasador al SUA în Ucraina. Suntem efectiv într-o perioadă de relații ostile cu Moscova, a adăugat el. Dmitri Medvedev: Rusia și-ar putea limita exporturile de grâu doar la țările prietene. Actualizare 12.18. Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, unul dintre principalii colaboratori ai actualului lider de la Kremlin, Vladimir Putin, a avertizat vineri că Moscova și-ar putea limita livrările doar la țările prietene în urma sancțiunilor occidentale. Vom furniza produse agricole și alimentare doar prietenilor noștri. Din fericire avem mulți prieteni și ei nu sunt deloc în Europa sau America de Nord, a spus Dmitri Medvedev, secretar adjunct al Consiliului de Securitate Național al Rusiei, relatează, citată de Agerpres. Anunțul vine la o zi după ce Putin a semnat un decret prin care cere plata în ruble pentru gazul rusesc exportat. Kuleba, există o schimbare clară de ton din partea Rusiei, dar nu sunt motive pentru a crede că războiul se va încheia în câteva zile. Actualizare 12.00. Ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, susține că nu există motive pentru a crede că războiul pornit de Rusia împotriva țării sale se va încheia în câteva zile. Într-un interviu acordat unui post TV din Polonia, șeful diplomației din Ucraina a precizat că la recenta rundă de discuții de la Istanbul s-a constatat o schimbare clară de ton din partea delegației ruse. Kuleba a făcut acest comentariu într-un interviu acordat postului polonez de știri TVN24, informează Danus. El a declarat că în calitate de diplomat, crede în negocieri, iar la recenta rundă de discuții de la Istanbul s-a constatat o schimbare clară de ton din partea delegației ruse. În același timp, ministrul de externe ucrainean a spus că, deși Rusia și-a retras unele unități și echipamente din nordul Ucrainei, mai multe orașe ucrainene continuă să fie ardate, iar rușii declară deschis că plănuiesc o ofensivă pe scară largă în regiunea Donbas. Citește și Gerard Depardieu, care l-admira pe Vladimir Putin, denunță acum excesele nebunești inacceptabile ale președintelui rus. Consilier local: este foarte periculos să părăsești Mariupol. Actualizare 11.45. Un consilier local din Mariupol a declarat că orașul asediat din sudul Ucrainei este inaccesibil pentru cei care vor să intre și foarte periculos pentru cei care încearcă să iasă, scrie BBC. Orașul rămâne închis la intrare și foarte periculos la ieșirea cu mijloc de transport personal. În plus, de ieri ocupanții au blocat categoric intrarea oricărui ajutor umanitar, chiar și în cantități mici în oraș, a scris Petro Andriușcenco pe Telegram. Petro Andriușcenco a declarat că forțele ruse împiedică începând de joi trecerea oricărui ajutor umanitar destinat locuitorilor rămași captivi în oraș, ceea ce arată că nu a fost creat un coridor umanitar, așa cum era planificat.
un convoi de autobuze care urma să pornească joi spre Mariupol nu a ajuns în oraș.